Păcat că n-a nins și de sărbători. Aveam și noi sărbătorile mai frumoase, dar ne-am odihnit și nu contează până la urmă vremea, contează să ne pregătim cât mai bine, nu contează în ce condiții. Puteți să dați zăpada în primul antrenament. Păi asta e, primul antrenament dăm zăpada și după ne pune gric tactic în teren. Este în bună stare așa cu zăpada asta la început de an? Eu cred că e un lucru normal, v-am spus. Sper să fie semn bun, sper să ne pregătim bine, fără accidentări, fără COVID și să promovăm. Asta e singurul obiectiv al nostru. Se poate juca atât de devreme pe vremea asta? Se poate. Am văzut aseară că terenul viitor arată foarte bine. Sper ca toate terenurile. În Liga a doua o să fie mai greu. O să avem terenuri grele, dar o să ne adaptăm și o să încercăm să câștigăm fiecare meci. Lot suficient de puternic ca să promovați? Transferurile sunt foarte bune. Băieții de calitate, i-am avut adversari, au fost și colegul nostru Ioniță, s-a reîntors. Sperăm să integrăm cât mai repede și ei să dea randamentul cel mai bun. Poate fi puțin că nu sunt cele mai... S-a întors acasă? Poftim? Pentru Ioniță poate fi un restart pentru el acum că s-a întors acasă? Da, pentru el eu cred că este un lucru bun și sunt sigur că Ioniță ne va ajuta foarte mult. Cred că anul ăsta avem prima șansă la promovare cu noul staff. Dacă ne pregătim bine și fără accidentări, sunt sigur că putem să-i depășim pe Craiova în play-off. Tu ai avut un moment de cumpănă în sezonul ăsta, când a fost acea serie de înfrângere a Rapidului. Chiar te gândeai la retragere. Acum, cum crezi că care e situația? Nu mă gândeam la retragere. A fost un semnal tras din partea mea pentru copiii din echipă, pentru că suntem la un club mare în România și trebuia fiecare dintre noi să facem mult mai mult. Eu până la urmă am înțeles și s-a terminat cu bine turul de campionat. Acum vom vedea ce va fi în partea a doua. Financiar, care mai este situația? La un moment dat s-a vorbit de o anumită lipsă de lichidități la nivelul clubului către finalul anului trecut. Nu, financiar suntem bine, e liniște în club și eu cred că o să fie bine și pe viitor. Tu cum comentezi ce s-a întâmplat cu Marius și Mudică? Ai văzut că i-au reziliat contractul și mai avea 4 luni. Păi numai Șumi putea să facă ce a făcut, să ducă echipa pe primul loc. Este un antrenor extraordinar, mi-e pare rău că mai am puțin din termin cariera și n-am apucat să lucrez și eu cu el. Am auzit lucruri foarte frumoase despre el și la nivelul la care a ajuns, dacă nu îi se îndeplinesc dorințele, poate să plece la mai bine, pentru că este un antrenor foarte bun și merită mai mult. El zice mereu că vrea în Liga 1 cu Rapid să ia un campionat. Mai tragi și tu, că e stadion nou, promovați, după cum zici. Vom vedea. Dacă o să promovăm, o să ne așezăm, mie mi se termină contractul la vară, ne așezăm la masă, discutăm, depinde și de mine, dacă eu mă simt în stare să pot să mai ajut echipa, altfel, dacă simt că nu mai pot, mă voi da la o parte. Dar vezi că Șumi să se întoarcă înapoi în fotbalul din România sau mai bine ar fi să aleagă tot undeva în străinătate? Cred că la momentul ăsta va merge în străinătate, dar cu siguranță îl văd și în Liga 1. Sunt echipe puternice în Liga 1, sunt echipe puternice financiar, dar dacă noi vom promova, îl văd pe Șumi, pe noul Giulești și stadionul plin de spectatori și atunci cred că va fi și el împlinit sufletește.